Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Pierdere și Transformare. Cum gestionăm momentele copleșitoare, momentele foarte dificile din viața noastră? Astăzi este alături de noi Roxana Vădanei, psiholog, psihoterapeut integrativ, fondator Embodiment România, Ikigai Dojo, de asemenea instructor de Kia Aikido, și vom vorbi pe marginea cărții cum să-ți gestionezi emoțiile copleșitoare și să-ți recapeți autocontrolul, ghidul practic de terapie comportamentală dialectică, o carte publicată în colecția Psihopractica și pe care de altfel o puteți găsi pe site-ul editurii Herald în cadrul campaniei menționată mai devreme, Pierdere și Transformare. Pentru că este o carte despre care am mai vorbit cu, în alte contexte, cu alți invitați. Sunt câteva cărți, câteva titluri asupra cărora am revenit de fiecare dată cu mare bucurie, pentru că am considerat că sunt cărți extrem de relevante și definitorii în ceea ce înseamnă înțelegerea proceselor psihologice prin care noi trecem și gestionarea emoțiilor este unul dintre ele. Așa cum am vorbit despre Babette Rothschild cu corpul își amintește cele două volume, de asemenea Verena Cast, iată această noutate absolut superbă, noutate editorială, Dolul și separarea. Vorbim și despre gestionarea emoțiilor copleșitoare și aș vrea să ducem astăzi discuția despre felul în care reușim noi să gestionăm emoțiile noastre în zona practică, pentru că aici avem de-a face cu o carte care, pe lângă conținutul ei teoretic, vine și cu foarte multe sfaturi practice, vine cu foarte multe tehnici, vine cu tot felul de chestionare pe care le putem face, vine cu foarte multă cazuistică, cu foarte multe studii de caz, cei trei autori ai cărții, pentru că de cele mai multe ori și am primit și acest feedback de la unii cititori, faptul că s-au regăsit în anumite situații sau în anumite contexte de viață relatate ca exemple, s-au regăsit în cadrul acestei cărți. Și tot ce ține de, aș spune, și de un stil de viață sănătos, tot ce ține de sport, de mișcare. Iată, tu cred că ești cel mai bun exemplu în sensul ăsta. Practicând artele marțiale, cât de important este, așa cum spun și autorii, cât de important este pentru sănătatea mentală a noastră, pentru buna funcționare a creierului nostru și pentru buna gestionare a emoțiilor, cât de importantă este mișcarea. Indiferent că o facem acasă, acum în contextul actual, sau că practicam un sport, sau mergeam la o sală de fitness, sau țineam un anumit regim sau o anumită dietă, sau că, nu știu, alergam în jurul blocului, mișcarea, în general, este eliberatoare de endorfine, de oxitocină și atunci cumva stimulează și zona aceasta a creierului care ține de o stare de bine, de o stare de euforie, de o stare de plinătate, nu doar fizică, ci iată și psihică și emoțională. Da. Mi-ai ridicat așa de multe mingi la fileu încât nici nu știu cu ce să încep, ca un copil în magazinul cu jucării, pe care să o aleg, pe care să o aleg. Da, mișcarea este esențială pentru noi și, uite, chiar o să o duc și mai departe, mai mult decât mișcare, conștientizarea corpului, mai prezenta și partea asta de embodiment. Embodiment, de la ce vine și ce înseamnă acest termen? Multă vreme s-a tot vorbit despre partea asta de mindfulness, care te face cumva să observi. Să observi lucruri din afară, să observi lucruri din interior, să observi diverse senzații, dar ești dintr-o postură exterioară, într-un fel. Observi. Nu ești înăuntru.
Tratăm de multe ori corpul ca și cum ar fi un taxi al creierului, da? De colo-colo să ne mute. Corpul e mult mai mult decât atât. Că vorbeai și de cartea lui Babet, partea asta de memorie corporală. Corpul nostru este martor la absolut tot ceea ce facem noi în viață. El este nu numai un transportator de colo-colo, ci este felul în care noi existăm. Când eram mai mică, îmi plăcea foarte mult să observ și acum, să observ mersul oamenilor, să observ oamenii pe stradă. Și doar observând, deja îți imaginezi cum e persoana respectivă. Sau încercând chiar să intri în pielea persoanei alea, deja încep să simți un pic mai bine cum este și la interior. Și atunci, în momentul în care mișcăm corpul, dar nu este ca o separare, da? Eu pun căștile în urechi, cum fac majoritatea, da? Îmi pun căștile în urechi și alerg. Cumva creierul face ceva, ascultă muzică, corpul alergă. Și Aikido și embodiment sunt cele care pun împreună cele două. Da? În timp ce mă mișc, ce spune mișcarea asta despre mine? Ce spune postura pe care o am despre mine? Sunt umerii plecați, tensionată în zona abdomenului, am un mers săltăreț, nu știu, mă doare mult zona asta. De ce mă doare? Ce îmi spune durerea asta? Ce vrea să-mi comunice? Și cumva, fiind mult mai în contact cu corpul nostru, observăm niște indicii. Suntem mai capabili să facem lucruri. Dacă le tratăm separat, adică creierule, hai acum, învață, stai și citește nu știu câte cărți, antrenează-te cum se antrenează mintea, nu? Făcând tot felul de exerciții mentale și corpul separat, practic e o sciziune, noi nu suntem compleți. Ca și cum am ignora că suntem un întreg. Nu apelăm suficient la inteligența corpului nostru. Corpul nostru are atât de multe lucruri să spună și noi ignorăm complet sau tratăm pe bază de simptom. Mă doare aici, mă dau cu alifie, mă doare stomacul, iau o pastilă de stomac și tot așa. Ori uitându-ne mai atent și integrând corpul în activitatea noastră de zi cu zi, cred că putem trăi într-o deplinătate a puterilor noastre. Și că vorbeai de cartea Gestionarea emoțiilor, este o carte într-adevăr practică, are multe exerciții. Exerciții care sunt destul de diferite, exerciții care să se potrivească mai multor tipuri de oameni, că suntem foarte diferiți. Și ce îmi place este că vorbește și despre partea asta de legătură între emoții, gânduri și comportament. Pentru că, uite, și eu foarte mult timp nici n-am știut câte emoții se există. Nu credeam că sunt doar emoțiile alea principale și pe alea nu știam să le identificăm de bine. Nu avem acest alfabet emoțional. Ne întreabă cineva cum suntem și răspundem automat bine. Ești poate trist, dezamăgit, dar poate ești și mai în profunzime mergând, poate ești o subemoție de tipul uite că nu, chiar acum nici nu-mi vine, dar uite, este pe internet, circulă, se numește roata emoțiilor. Uite, de exemplu, emoția de copleșire, emoția de deziluzie sau emoția de ezitare. Sunt atât de multe emoții pe care noi, nu numai că nu le cunoaștem și nu le identificăm, dar le și trimitem repede, să treacă, să le distragem atenția. E drept că în carte sunt destul de multe exerciții de distragere a atenției. Nu sunt rele. În momentele alea foarte copleșitoare și în momentul ăla în care ești într-o situație, trebuie să te aduci un pic la un echilibru. De exemplu, astăzi am o întâlnire cu tine, poate am niște emoții un pic, dar pot să le observ.
ok, am această neliniște, unde o simt? În stomac, da, se strânge un pic stomacul, ok, ce gânduri am? Aoleu, o să mă fac de râs acolo, o să spun, mă tâmpenii, da? Toată lumea o să zică că sunt proastă, da? Ăsta e un gând negativ. Și după ce am făcut această scanare, pot să revin, apropo de legătură emoție-gând. Noi credem că emoțiile vin în urma unor situații declanșatoare, da? E normal că mă simt acum copleșită, că vin aici să vorbesc la acest interviu. Dar emoția, de fapt, este dată de gând. De gândul ăla de să te faci de râs, nu ești suficient de bună, nu, cine ești tu să vorbești acolo, da? Odată ce identific asta, schimbând gândul în ceva mai realist, de tipul, ok, nu le știi pe toate, sunt lucruri pe care nu le știi și este normal, e perfect uman să nu le știi pe toate, dar sunt lucruri pe care le știi și despre alea vei vorbi. Vei împărtăși și vei avea un discurs foarte coerent, logic, articulat. Bine, nu într-o zonă de pozitivism, că asta nu, este... Nu, glumeam acum, nu, în zona de echilibru. În zona de echilibru. De afirmații, să-ți tot spui, dacă nu crezi în ele... Corpul tău se va revolta, că vorbeam în zile trecute de cartea Revolta Corpului. Exact. E foarte importantă integritatea asta între vorbă, gând și acțiune. Dacă eu cred ceva și spun altceva și fac altceva, la un nivel corporal lucrul ăla rămâne. Adevărul meu nu mi l-am spus. Mă mint pe mine și mint pe ceilalți. Mă trădesc pe mine. Nu sunt autentică. Și atunci am spune, ești cea mai minunată, o să te descurci minunat, o să rup internet, o să devină video ăsta viral. Degeaba îmi spun eu lucrurile astea, pentru că nu cred în ele. Dar cum să spun? Hei, nu le știi pe toate, dar sunt lucruri pe care le știi, tu vei vorbi despre alea, iar alea pe care nu le știi, menește să nu le știi și poți să le spui ca atare. Hei, nu am răspunsul asta. Și este ok. Și atunci, în momentul în care îți schimbi acest discurs cu tine, ca și cum ai avea un avocat al apărării, și folosește de altfel asta în cognitiv comportamentală, sunt diferite moduri în care poți să schimbi discursul ăsta interior. Da? Și vin acele întrebări de contestare. De unde știi tu că ești tu cea mai proastă din lume? Ce dovezi ai? În topul proștilor din lume, ce criterii crezi tu că ar trebui să îndeplinești ca să ieși pe locul întâi? Pe ce îți bazezi aceste afirmații? Totuși, uite, ai niște studii, niște lucruri, ai atâția ani în care ai practicat niște treburi. Și atunci, venind cu aceste întrebări de contestare, ca un avocat, ca un prieten foarte bun, schimbi gândul într-unul mai realist. Să vorbești puțin mai aproape de microfon. Se schimbă intensitatea emoției. Comportamentul deseori este dat de emoție. Pentru că în momentul în care emoția e foarte intensă, atunci avem și ruperi în comportament. Da? M-am enervat așa de tare, am spart cana, am țipat la copil că nu mai suportam, am răbufnit, am ieșit din cameră și am trântit ușa. Dar poate să fie și de tip autodistrugere, da? Încep să faci excese, mănânci mai mult sau mai puțin, consumi alcool. Mâncatul compulsiv, da. Poți să te duci chiar în zona asta de droguri, în care te vorbește pe partea asta de autovătămare, da? Să începi să faci rău fizic. De asta este atât de important tot șirul ăsta între emoție, gând, comportament, corp, trebuie cumva să le aliniem. Și în cartea asta sunt foarte multe resurse, din punctul ăsta de vedere, multe exerciții practice și... Iar uite, o să vorbim despre câteva dintre ele, ce zici? Da. Știi ce rugăminte am? Să vorbești un picuț mai aproape de microfon. Dacă se aude un pic cam încet și cam îndepărtat. Cam îndepărtat, vezi? M-am dat mai departe, vezi? Da. Dacă te apropii, se aude mai clar. Așa este.
Da, uite, asta în sine, uite, un studiu de caz. Momentul în care se activează amigdala, da? Sistemul ăla de apărare, de luptă, fugi în situații de criză, vezi corporal, m-am dat un pic înapoi, da? Ca să ies un pic din emoție. De asta corpul spun că este așa un bun, translator al gândurilor, al emoțiilor și așa mai departe. Și uite, înainte să vorbesc de anumite lucruri pe care le găsim și în carte, chiar vreau să prezint o tehnică de embodiment. Se numește tehnica ABC. E o tehnică de autoreglare. Și de la ce vin aceste litere? Litera A vine de la awareness, da? Prezență aici și acum. Cum mă simt acum? Sunt un pic agitată. Cum se simte contactul cu scaunul? Cum se simte corpul? Am niște tensiuni în zona stomacului, un pic în zona coloanei. Cum e respirația mea? Un pic întretăiată și un pic cam sus. Dar nu încerci să schimbi nimic în faza asta de awareness, doar observi. Ce se simte plăcut în corp? Uite, mâinile mi le simt destul de libere. Apoi B. B vine de la balance, da? Echilibru. Când suntem anxioși sau când avem anumite stări mai, deci mai ales la anxietate, avem chestia asta de a veni în față sau să ridicăm umerii. Sau la frică ne ducem un pic în spate. Și atunci balance ce înseamnă? Să caut o postură mai echilibrată. Da? Mă mișc în față, în spate, stânga, dreapta, este așezat confortabil și am o senzație de expansiune în toate direcțiile. Am această conștiință a întregii încăperi. B vine și de la breathe, de la respirație. Și atunci partea de respirație, despre asta se vorbește și în carte, să încerc să fie o respirație ori mai profundă, ori să încerc să duc respirația mai jos, uite cum mi s-a coborât și vocea, pentru că în momentul în care suntem anxioși, tot urc aici și vorbim din ce în ce mai pițigăiat. Ducem respirația mai jos. Și un exercițiu ajutător este a ține o palmă pe piept și una pe abdomen și să încerc să nu se ridice palma de aici, de la piept. Da? Să se miște aici. Ok? Și ce? Vine de la corelaxare. Frica contractă, încordează, tensionează corpul. Și atunci, ce înseamnă să corelaxezi? Relaxezi anumite părți ale corpului. Câteva elemente, se relaxează tot corpul. Relaxezi ochii, maxilarul, abdomenul, ceea ce numim zona pelviană. Dacă nu știm cum să relaxăm, un exercițiu ajutător este să strângem înainte, da? Strâng puternic ochii, îi relaxez. Îmi încordez maxilarul, strâng dinții între ei, relaxez. Îmi încordez mușchii abdomenului, relaxez. Și mușchii pelvieni, ca atunci când mă țin să nu merg la toaletă, și relaxez. Și ce vine și de la conectare? Să ne conectăm la ceva important pentru noi, ceva semnificativ, ceva în care credem, nu știu, cineva la care ține foarte mult. Ceva, un peisaj din natură sau cu divinitate sau cu o parte din tine care îți place. Și deja ți se schimbă cumva starea. După cum observ și vocea mea este un pic alta acum. Sigur o să spui, păi da, dar când ești acolo în stres, ce faci acum? Stai și te oprești și faci toate tehnicile și whatever. Dar pe măsură ce facem asta mai des, în timp devine foarte rapid. A, ok, observ ce se întâmplă în jur, awareness. Observ un pic, uite, sunt un pic cam agitată. Da? B, îmi balancez un pic corpul, balance. Să fiu mai centrată, să nu, da, să-mi relaxez un pic umerii.
breathe, să-mi relaxez respirația, să respir abdominal. Ce? Corelaxare. Ochi, maxilar, abdomen, zona pelviană. Mă conectez cu ceva de suflet pentru mine. Și deja ar trebui să ne simțim un pic altfel. În carte sunt mai multe alte metode, de tipul să folosești cele patru simțuri. Privirea, de exemplu. Să mă uit la ceva în încăpere, fie să iau un obiect și să-l observ ca un copil. Să mă uit la obiectul ăla cu multă, 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 multă atenție. Se observ formele, se observ textura, culoarea. Dar să fiu acolo prezent 100%. Să privesc poate un copac sau o plantă din încăpere. Să privesc un obiect din cameră care, uite, am uitat că e acolo. Și să mă uit înspre el. Sau să mă duc înspre simțul mirosului, simțul olfactiv. Pot să miros un condiment sau să pun unul esențial într-o candelă sau să miros o floare. Mirosul e unul dintre simțurile foarte puternic legate de creier. Instant se face trecerea. Sau prin sunet. O să mai distrag atenția de la emoție. Să aud ce se aude în încăpere, ce se aude afară. Sau pot să-mi pun o muzică. Sau pot să ascult păsările, sunetul naturii. Sau al patrulea simț, kinestezic, care mie îmi place foarte mult, atingerea. Suntem, de asta poate, cu atât mai deregularizați, nici nu știu cum să traduc, suntem destul de instabili pentru că perioada asta ne-a făcut să nu mai avem partea asta de atingeri. Nu mai dai noroc, nu te mai îmbrățișezi, nu te mai pupi. Ori asta este o parte de autoreglare foarte importantă pentru noi ca oameni. Și dacă nu avem acces la această îmbrățișare a cuiva, putem să ne auto-îmbrățișăm. Și sună stupid, dar funcționează. Cu o mână la un sub braț, cu o mână peste celălalt braț și chiar să ne îmbrățișăm. Capul un pic într-o parte, privirea spre interior și are un efect ca și cum te-ai îmbrățișa cu cineva. Sau mâna pe inimă. Deja ți se schimbă starea în momentul în care ai făcut asta. Se autoreglează corpul. Atingere poate să mai fie și să atingi un animal de companie, să mângâi pisica sau să te joci cu cățelul. Ferice de doamnele care au pisici. Da. Da. Am vorbit foarte mult. Sunt entuziasmată de subiect. Da, foarte bine. Mă bucur și mai ales ce mi se pare interesant este faptul că ai venit cu o altă perspectivă și nu numai o altă perspectivă, cât latura practică. Pentru că de cele mai multe ori vorbim, iată, despre cărți, despre subiecte foarte importante și interesante, dar vorbim într-adevăr la nivel teoretic. Iar aici vorbim, uite, despre o carte, cum este Gestionarea emoțiilor copleșitoare, unde cartea într-adevăr este plină de studii de caz, este plină și de chestionare, cum spuneam ceva mai devreme, și de tot felul de, să le spunem, exerciții, realmente exerciții practice pe care pot fi realizate și te pot ajuta să depășești momentele dificile. Bineînțeles, toate mixate cumva cu ce am spus mai devreme, mișcarea, nu știu, fitness, alergat sau orice altceva care poate să te ajute în acest sens. Uite, mi-am dat seama, după ce am terminat de vorbit, când am băut ceaiul, am ratat simțul gustativ. Și ăsta e foarte important, da? Poți să bei un ceai, dar numai să-l bei. Îl beau și fac și altceva. Oamenii fac 100 de lucruri în același timp. Suntem într-o lume a multitasking-ului. Multitasking, ceai, da. Vorbesc cu tine, scriu, vorbesc și la telefon, dau și un e-mail, conduc și mai ce Dumnezeu facem.
cu adevărat nu suntem prezenți în niciuna dintre acele activități, pentru că creierul nu funcționează așa. Da? Te întrerupi de la celelalte pentru a face bucata aia. Nu mai ești prezent în partea aia. Nu ai cum, nu funcționează. Deși simțul gustativ, beau un ceai, dar cum îl beau? Chiar să încerc să-l degust, că uite, sunt degustătorii de vinuri, de poți să bei un vin gâlgâl. Somelierii, da. Hai să-l dau pe gât sau poți să îl simți cu toate, cu toate simțurile, să-l miroși. Să, pe măsură ce faci asta, vinul îți dă, își dezvăluie din ce în ce mai multe proprietăți și tu devii mai atent, că îți cultivi atenția. La început poate, ce, miroase a vin. Da, dar după aia începi și simți. Parcă e un gust, parcă e un miros fructat. Uite, parcă e ceva așa ciocolatiu. Te uiți la culoare. Te uiți la culoare, da, sigur. Te uiți la culoare, te uiți la piciorușele alea care coboară pe pahar când îl învârți. Gustul, iarăși, e un gust la început. O să plimbi un pic prin gură, să-ți umple în toată splendoarea, cu tot buchetul. Și abia apoi să lași să se ducă vinul mai departe și să rămâi cu acel post-gust. Acum, în fine, m-am dus în zona vinului, dar poate fi orice. În mindfulness se folosește mult asta cu stafida. Să miroși stafida. Poți să faci asta cu orice. Dar să cultivăm mai mult partea asta de atenție direcționată într-un punct fix și trăirea momentelor, că și în carte e partea asta, trăirea momentelor în toată plinătatea. Pentru că în momentul în care suntem în toate direcțiile, nu suntem de fapt nicăieri. Și în carte, de fapt, se numește practica prezenței conștiente. Și cum faci asta? Decât cultivând zi de zi, făcând lucrurile, fiind mai atent la ceea ce faci. La, uite, mișcarea asta de scriere. Ia, ce curios! Ia să observ ce mușchi folosesc în timp ce scriu. Dacă las oare încheietura mai moale, cum e scrisul meu? De unde pornește mișcarea? Cum pot să stau altfel la masă, astfel încât să simt altfel penița aia când se așează pe hârtie? Oamenii nu mai au timp. Oamenii aleargă de colo-colo, vor să facă multe lucruri și pe aia se simt goi. Știi, în timp ce vorbeai, mă gândeam, apropo de multitasking, și ai perfectă dreptate, pentru că, într-adevăr, am vorbit mult și despre mindfulness și despre tehnica prezenței și atenției conștiente, a fi aici și acum. Cum ar fi să vezi pe cineva care stă și mănâncă, în același timp vorbește la telefon, așa cum ai spus tu, și mai trimite și un mail pe laptop, da? Și automat mănâncă, da? E un automatism. Da? Nu mai este mâncare, nu mai e cină, nu mai e degustare, nu mai e nimic, da? Și mănâncă. Și fiind împărțită în alte două sau trei sarcini. Și la final, după ce a terminat convorbirea și mailul de trimis sau mailurile și a terminat și mâncarea, să te duci la acea persoană și să o întrebi: ce gust a avut mâncarea? Cum a fost? Da? Să vede dacă a reușit să spună ce. Păi, cum a fost? A fost bună. Dar poți, bună. Dar poți să vii cu niște detalii, să ce ai simțit, mirosul, gustul, cum, ce ți-a rămas, vreo aromă sau mai multe arome în gură. Cred că se uită la tine, păi, ce ai pățit? De pe ce lume vii, da. Da, și uite, de fapt ne neglijăm pe noi, pentru că chiar și timpul ăla în care am putea fi noi cu noi, da, mănânc, introduc ceva în corpul meu, e momentul meu cu mine și în loc să petrec fiind prezent, eu consider că l-ai un timp pierdut, trebuie și în timpul ăla să mai fac ceva, nu pot doar să mănânc. Și este... De fapt, noi trăim în goana, lui a face. Exact. Goana lui a face și a avea. Mai puțin a lui a fi.
Și uite, mai am și momente, deci să nu avem impresia că sunt această iluminată, perfectă și mai știu eu ce. Sunt momente în care și eu, de exemplu, stau până foarte târziu noaptea, dacă am impresia că în ziua aia n-am făcut eu suficient. Nu ne contorizează nimeni. La sfârșitul vieții rămân momentele alea în care am fost noi cu noi. Nimeni nu o să vină, hei, ți-au mai rămas aceste chestii pe to-do list, nu le-ai făcut. Nu spun, listele sunt bune, a fi organizație bine, a face lucruri, da. Dar într-un final când pui capul pe pernă, cum e? Cum te simți? Că vorbim de emoții. Și atunci cum să nu fie emoțiile copleșitoare când noi ne tot punem acolo, n-am timp pentru tine, Roxana. Hai, uite, astăzi avem treabă. Să ne venim aici cu listuța, cu ce mai avem de făcut. Trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, trebuie să plătești factura, trebuie să înregistrezi nu știu ce, trebuie să citești aia, trebuie să scrii nu știu ce pe Facebook. Ok, cum să nu, când nu sunt, dacă nu suntem conectați cu noi, cum să nu fim copleșiți de emoții? Avem nevoie de timpul ăla pentru noi și un timp valoros. Nu e un timp pierdut. Nu mai știm să stăm și vorbesc și în numele meu. Am momente în care dacă n-am nimic de făcut, deja îmi caut. Ia să mai intru eu la un curs. Ia să mă mai bag eu la nu știu ce, că am văzut că e nu știu ce seminar. Ia să mai citesc eu. Nu putem sta pur și simplu. De ce? Unde ne... Pentru că ne-am obișnuit... Scuze, pentru că ne-am obișnuit așa. Pentru că nu am învățat, de fapt, să nu facem nimic. Te gândi vreodată și la aspectul ăsta? Bă, acum nu faci nimic sau nu fac nimic. Nu știu, un timp, jumătate de oră, oră, dar nu fac nimic. Chiar recomand să faceți acest experiment. O să-l refac eu. Neavând experiența lui... N-ai stare. Exact. N-ai stare, da. Pentru că așa ne-am setat și mental mai ales și așa... Da. Probabil că avem teama aia și de un soi de plictiseală, știi, momentul în care, băi, păi dacă nu fac nimic, mă plictisesc. Adică nu pot să stau să mă relaxez eu cu mine, da, și să nu fac nimic, pentru că și atunci cumva fugi. Plus că din punct de vedere social... Fugă. Iar din punct de vedere social... La suprafață. Din punct de vedere social... este impolitically correct. Deci nu e politically correct să stai și să nu faci nimic, da? Societatea te vrea, nu știu, mereu activ, mereu în priză, mereu făcând câte ceva. Și atunci probabil că de aici pornește totul. Cu siguranță. Și uite, și în cartea Cum să gestionăm emoțiile apare și știu că apare peste tot și a devenit acum ca o modă. Și nu întotdeauna se face corect, dar asta este. Chiar și incorect, bine, să se facă până când se poate se trece la o altă etapă. Vorbim de meditație. Meditația e foarte importantă, ne ajută tocmai să putem sta noi cu noi. Meditațiile ghidate, uh-huh. Sunt atât de multe aplicații. Le găsim peste tot. E păcat că să nu apelăm la aceste resurse pe care le avem și apoi după ce tot faci partea asta de meditație ghidată, poți să faci și tu singur. Să te faci în pat și să te scanezi singur. Mă gândesc la partea de jos, la contactul solului cu spatele, să-mi observ respirația, să-mi scanez corpul, să-mi relaxez pe fiecare bucățică, fiecare parte a corpului. Să-mi setez niște intenții sau să-mi spun la ce vreau să renunț din ziua care a trecut. O să faci pe urmă și singur lucrurile astea, dar la început meditațiile ghidate sunt foarte bune. Mai ales meditațiile ghidate de tip body scan, da? De scanare a corpului, pentru că e ceva foarte practic. Dar noi mergem direct în alea psihedelice de... Vrem noi să medităm asupra spațiului și universului. Da, pentru că... Poate, o să zic că ce-i prostia asta? Nu pot.
trebuie antrenată. Exact. Exercițiu, da? Ne trebuie exercițiu. Și mai întâi, hai să facem lucrurile simple, la îndemână. Cum mănânc astăzi? Cum mă trezesc? Cum mă simt când m-am trezit? Mă scanez când mă trezesc. Când mă culc? Mă scanez când mă culc. Cum mă mișc? Ia să observ. Sunt grăbită. Mă mișc, am pieptul în față. Hai să mi-l aduc undeva în centru. Cum am umerii? Cum? Asta este o practică continuă, continuă, continuă. Până când, da, poate la un moment dat putem medita și asupra unor lucruri în afara acestui univers. Dar nu putem să ne ducem direct în partea aia până când nu învățăm bazele. Noi vrem direct să scriem cărți, dar n-am învățat să tragem inimuță. Să scriem, exact, exact. Așa, adică hai să facem bastonașe, lucruri simple, la îndemână, accesibile oricui. Să ne facem timp. O discuție extrem de interesantă despre felul în care ne putem gestiona emoțiile, despre felul în care putem să conștientizăm și să avem o perspectivă apropo de scanning, da? Ca și cum ne-am depersonalizat, ne-am dedublat și ne-am uitat la propriul nostru corp și am analizat fiecare părticică a corpului, așa cum spunea și Roxana Avădanei, invitata noastră de astăzi. Cum spuneam, o discuție extrem de interesantă. Dragii noștri, am vorbit în cadrul campaniei Pierdere și Transformare cum să gestionăm momentele dificile, momentele copleșitoare, am putea să le spunem, apropo de titlul cărții, emoții copleșitoare. Sunt și astfel de momente copleșitoare, aproape la limita suportabilității în viața noastră, din păcate, legate de pierderile pe care le suportăm. Și am pornit discuția noastră o perspectivă ceva mai practică, pornind de la cartea Cum să-ți gestionezi emoțiile copleșitoare și să-ți recapeți autocontrolul, o carte scrisă de Matthew McKay, Jeffrey Bradley și Jeffrey Wood, publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald și pe care, așa cum spuneam, o puteți găsi pe site-ul editurii în cadrul campaniei Pierdere și Transformare. A fost alături de noi și mulțumim foarte mult Roxana Avădanei, psiholog, psihoterapeut integrativ, fondator Embodiment România și Ikigai Dojo, instructor de Kiaikido. Mulțumiri încă o dată. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi superbă, o zi minunată în continuare și lectură plăcută. Mulțumesc și eu, Sorin. Mulțumesc tuturor, să aveți o zi minunată.